Salut arătătorul mai și nu am găsit la un nou episod, de data asta vom juca ceva Skywars pe Hypixel și hai să-i dăm drumul. Bun, a revenit la prima parte, de data asta jucăm Insane Mode și n-am mai jucat de destul de mult timp în Normal Mode. Asta pentru că mi se pare cam plictisitor acum, înainte mai jucam, dar acum am cam plictisit de Normal Mode. Așa, e cam prins formulă destul de bună. Da. Mă gândeam că îl pot bate pe ăsta. Fără armură îi dai două cu sabia și e foarte ușor. Dacă avea măcar puțin armură, poate îl băteam, dar mai greu. Mult mai greu, asta e clar. O, ăsta unde? Nu cred. Mamă. Mi-a dat și ăsta, da. Hai că îi dau la picioare așa. Bun, am luat. Foarte bine. Ender Pearl. Hai să combinăm și noi astea. Mie să nu dea cineva după mine. Sharpness 2, hai că e decent. Aș da rush pe ăla din mijloc, dar s-ar putea să fie atent. Da, cred că e atent. Protection 1. Projectile. Și nu mai avem experiență. Protection, perfect. Bun, am câștigat aparent. Da, revenim cu partea a doua. Bun, a revenit cu partea a doua, de data asta jucăm pe o hartă destul de interesantă. Hai să vedem ce luăm de aici. Sper să nu dea nimeni oraș pe mine. Ar fi bine să dau eu oraș pe unul ca să prind iteme. Ia să vedem, hai să mergem totuși pe ăsta. S-ar putea să-l batem ușor. Bun, l-am luat. Nici măcar nu lutase ce era în cespedele astea. Dar nici nu era cine știe ce. Da, uite că am făcut ceva. Sabie cu sharpness. Niște pantaloni de diamant. Cred că și o poțiune, nu știu dacă avem două. Ia hai și noi în mijloc. Așa, cineva a luat chestul ăsta, da. M-a auzit ăsta. Dar vrea să fugă el, de fapt. Dar îl lăsăm să fugă, cred că chesturile l-am să bate, da. Lava. Bun, a luat. Avea niște iteme destul de bune. Ender Pearl-uri și cam atât. Cred aici o puțin. Ia uite mă și pe ăsta. Hai să vedem, avem ceva bun aici, poison. Da, a căzut, perfect. Așa era și ultimul, am câștigat, mamă ce win. Da, mai mult am fugit pur și simplu. Nu cred că meritam să câștig așa ușor. Da, oricum, revenim cu partea a treia. Bun, a revenit și data asta vom încerca o strategie destul de nouă pentru că arta este mică, ne vom duce direct în mijloc. Dacă am avea și blocuri și nici aici nu sunt blocuri. Dar din păcate nu o să mai facem chestia asta, e bine că ne-a dat iteme bune măcar. Hai să punem astea.
Da, desigur că nu o să ne consumăm săgețile pe ăla. Bun, am sărit aici. Upsi. Nu. Mă uci în pe mine. Eu o să ce sărituri și pe ăla. Bun. Nu stăm prea bine aici. Ăla este la noi pe insulă. Cred că o să cadă în void. Da, n-avea nimic bun pentru mine. Deci am făcut bine că l-am luat. Hai să mergem după ăsta. Blocuri 8. Oh, n-au. Am până a schimbat asta sabia, mai dura 5 ani. Hai să vedem. Om, chiar avea iteme multe asta. Speed avea. Sharpness 1, Sharpness 2. Mamă, ce bine că l-am văzut ăla, că mă dădea direct în void. Fără să-mi dau seama. Mă dădea direct în void și era mort. Noroc că l-am văzut în colțul ecranului. Că altfel... Ia uite-l mă și pe ăsta, nu? Ia uite apa aici, perfect. El are sabie. De fapt, arc cu foc. Cu flame. Da, vreau să mă duc și eu. Mă duc... spre acel... Asta e ultimul. Spre acele învil și-mi făceam un Sharpness 3. Ia să ne dăm totuși enchanting astea. Ca să avem să ne enchantăm acolo, săgeți. Nu mai am deloc. Upsi. Prima de asta am trecut-o, mai avem una. Să dar e fil. Da, da, la el e mult mai bine pentru că o să aibă Ender Pearl-ul. Să stau cu cutiunea de regeneration în mână. Că nu se știe când o să se teleporteze. Hai să fac rapid asta. Sharpness 3. Mi-am luat săgeți? Ah, nu, câteva. Regeneration. Power 3, 20 de săgeți. Ce-ai făcut? Mamă, deci am dat una. Și pur și simplu i-am dat 3 inimi jumate, cam așa. 7. I-am dat numai cu una. Asta cu Sharpness 3 e foarte bună. Oricum, lume, cam asta a fost și episodul de astăzi. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă, lume, pa!